Salut! Numele meu este Perea Novakovici, iar aceasta este partea a patra din cadrul primului bonus pe care îl ofer din partea mea și a blogului Personalitatea Alfa pentru cursul Evolve al lui Paul Coman. În acest prim bonus, ca rezultat final, vrem să avem un blog care funcționează, pe care putem posta articole, un blog care arată frumos, profesional, pe un domeniu care ne aparține nouă, cumpărat de noi. Dacă până acum am văzut o introducere și câteva chestii tehnice, astăzi vom face un lucru foarte simplu și frumos. Dacă ai respectat pașii de până acum, în lecția de ieri, în partea a doua și a treia, ai învățat să-ți alegi un nume de blog, un nume bun, așa cum ziceam, care este specific, concret și cu un rezultat tangibil în domeniul pe care tu ți-l alegi, și am învățat cum să ne facem cont de hosting și să ne rezervăm domeniul nostru. Da? Se poate folosi acest link din e-mailul de ieri. Mergem la HostGator. Da? Astăzi facem doar o foarte scurtă recapitulare. Un minut. La web hosting. Ne alegem pachetul acesta. Hatchling Plan. Plătim câte o lună odată, ca să nu ne încărcăm prea mult la început. Da? Order now. Ne alegem numele de domeniu aici. Noi am ales Nicola Florina. Și introducem datele noastre aici, card de credit, da? Toată plata este $22. Apoi pe lună, domeniul costă $15 și este plătit o dată pe an. Câte $15, ca pentru a se reînnoi domeniul. Iar plata lunară pe care o ai de făcut pentru hosting este de $9. Da? Creezi contul, după care primești un email de bine ai venit de la firma de hosting, în care ai username și domeniu. Da? Ți-am zis că e foarte important acest email, să-l păstrezi. Și mergem la control panel. Da? Avem username-ul și parola care ne-a fost dată de firma de hosting și ne loginăm la panou. Bun. Și acum vei vedea care este partea frumoasă, da? Și de ce HostGator-ul merită toți banii. În mod normal, ai nevoie de un programator care să-ți instaleze WordPress pe noul tău site. Pe site-ul tău poți să instalezi foarte multe chestii. Da? Poți să-ți faci un site de la zero. Poți să-ți faci un blog de la zero. Există diverse firme care oferă tot felul de servicii. Eu la toate site-urile mele am WordPress. WordPress este foarte bun din foarte multe motive. Nu am să intru acum în amănunte, dar la vremea potrivită îți voi și spune de ce WordPress-ul este cel mai bun pentru a-ți face un blog. Însă, să zicem așa, mica magie pe care astăzi am să-ți arăt, este dată în panoul tău de administrare de la hosting, de acest programel care se cheamă Fantastico Deluxe. Îți arăt imediat cum să-ți instalezi blogul în 5, poate maxim 5 minute, în mod normal 3 minute dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut. Ți-am spus la început că eu voi face în paralel cu tine două bloguri, da? Unul al Nicola Florina, nicolaflorina.com, site de psihologie care vă oferi consultanță psihologică. Iar celălalt este stepoutbusiness.ro și va fi site-ul comunității noastre, al echipei noastre, prin care noi vom învăța alți oameni să-și facă afacerile lor online. Deci, practic, tu poți să consideri acum că ești o persoană privilegiată și că primești în premieră toate informațiile astea. În momentul în care stepoutbusiness.ro va fi gata, ca și blog, eu îți voi arăta pas cu pas ce fac pe acest blog, Stepout Business, ca să-l fac un blog de succes, cu mulți vizitatori, și voi face o lansare de produs peste câteva luni de zile. Și vei vedea efectiv cum se crește o listă de e-mail, cum se creează un produs nou, vei vedea toți pașii pe care tu poți să-i faci în paralel cu mine. Și în mod normal, dacă te ții de treabă, când se termină cursul lui Paul Coman și bonusurile pe care eu ți le ofer, vei putea face bani din blogul tău, la fel cum și eu voi face din noul blog stepoutbusiness.ro. Hai să vedem acum. În momentul ăsta, eu am rezervat stepoutbusiness.ro. Și nu este nimic pe acest site, da? Am domeniu și hosting-ul la HostGator.
site-ul este gol, n-are nimic pe el. În mod normal și tu când îți faci cont, va arăta la fel site-ul tău. Este gol, nu este absolut nimic pe el. Acestea sunt chestii tehnice, nici măcar nu ți le explic, că n-are rost să ți le explic. Da? Nu e nimic important pentru tine aici. Tot ce trebuie să știi că în momentul ăsta Step-up Business este gol. Nu este nimic pe el decât numele cumpărat și hosting-ul de la HostGator. Da? La fel erau și toate celelalte site-uri la început ale noastre. Personalitatea Alfa, Alta Seducție, stilul tău, creativitatea, NLP Mania. Și acum, hai să vedem în 3 minute cum facem un blog de WordPress. Bun. În e-mailul pe care l-ai primit, în momentul în care ai achiziționat hosting-ul și numele tău de domeniu, da? Ai un link. Your control panel. Aici este panoul tău de control. Al domeniului și al site-ului și al blogului tău. Dai click pe el. Și te vei logina. Te vei logina la panoul tău de control. Care arată așa. Și mergi jos aici așa la servicii și programe. Software services, da? Și mergi la quick install. Click pe el. Vei vedea cum într-un minut îți instalezi blogul de WordPress. Primul este WordPress, blog software. Mai aici Nucleus, Pixel Post, B2 Evolution, Lifetype, da? Pe noi ne interesează WordPress-ul. Dăm click pe WordPress. Și îți spune, WordPress is a state-of-the-art publishing platform with a focus on aesthetics, web standards and usability. Da? Deci WordPress-ul este o platformă de publicare a blogurilor, da? Care se focusează pe estetică, pe standarde ridicate pe web și usabilitate. Bun. Să vedem acum. Dăm continue. Aici ai versiunea ultimă, este updatată. Deci tu în momentul în care îți vei instala blogul vei avea ultima versiune de WordPress. Eu am foarte multe site-uri aici așa, am să merg pe cel care mă interesează pe mine. Step Out Business, o secundă, să-l găsim, stepoutbusiness.ro și voi dori ca domeniul pe care instalez să rămână stepoutbusiness.ro. Tu dacă vrei, poți să pui blog, dar nu-ți recomand. Înainte făceam și eu chestia asta, pentru că vreau să am o pagină separată pe blogul pe site-ul principal și blogul să fie la /blog. E bine, mai nou am scos chestia asta pentru că îți voi explica în celelalte bonusuri de ce nu mai e așa de bine să-ți pui blogul separat, ci e bine să-l pui direct pe site. Hai să vedem. Îmi cere un e-mail, da? E foarte important să pui un e-mail valid pe care tu l-ai și îl folosești, pentru că ți se vor trimite datele, parola și username-ul pe acest e-mail. Da? Și eu pun e-mailul pe care îl citesc cel mai des, novaopera2005@gmail.com. Și titlul de blog. Step Out Business. Să nu uiți să șterg de aici așa blog. Da? Ca să rămână instalarea direct pe site, pe prima pagina site-ului. Și dăm Install Now. Durează câteva secunde să se instaleze și informațiile, username-ul și parola, îmi vor veni pe novaopera2005@gmail.com. Până când îmi vin aceste date pe e-mail, Parola va fi generată de site după care tu o schimbi. După cum vezi, nu mi-a cerut niciunde să bag o parolă pe care eu vreau. Pe e-mail, de-aia am spus, e important să ai un e-mail bun, valid, pe care tu îl verifici, că îți vor veni datele de instalare aici așa. Și vei avea o parolă generată de program, automat, pe care tu după aia o schimbi cum vrei tu. Și îmi spune, hai să te învăț repede până vine e-mail o chestie. Da? Îmi spune, instalarea este terminată, apasă aici dacă vrei să accesezi site-ul. Acum e foarte important ce urmează. Am blog, da? E un singur articol pus, de fapt, un articol care e un rând, nici măcar nu e un articol pus. Aici vin articolele puse, da? Am arhive, categorii, posturi recente, da? Acesta este un post, dacă dau click pe el. O secundă. Vezi? E un post. Și aici poți să lași comentarii, deci totul este instalat. Și, bineînțeles, la toate blogurile va apărea la început această poză. Normal că noi o vom schimba fiecare în funcție de nevoile noastre. Da? Deci avem un blog care funcționează și acum, foarte important, va trebui să accesezi panoul de administrare al blogului tău. Cum faci asta? La toate blogurile este la fel.
pui vp, wp, liniuță, admin și dai enter. Să vedem dacă ne-a venit e-mailul. Da, successful installation, da? Și ne zice așa, admin, este username-ul și aceasta e parola generată automat. Și eu merg aici așa și spun admin și dau copy și paste la parolă. Și dau remember me, ca să nu bag de fiecare dată, remember. Am ieșit de pe Messenger să nu fim deranjați. Bun. Avem step of business, așa arată panoul de administrare de un blog de WordPress, da? Așa arată și la personalitatea alfa. Îți arăt acum imediat. Da? VP admin. Așadar avem, de aici așa punem posturi noi, link-uri, pagini noi, administrăm comentariile, dacă ele există, punem plugin-uri, de aici așa vom schimba tema în bonusul următor, îți va arăta cum să schimbi aspectul blogului tău foarte ușor în ceva care arate foarte frumos. Da? E foarte important că tu acum, în doar câteva minute, ți-ai instalat un blog de WordPress, ceea ce nu normal ar dura mult mai mult și ar fi nevoie de un programator care să facă chestia asta. Dar așa, cum ce ți-am arătat eu pas cu pas, fără să ai deloc cunoștințe de programare, poți să-ți instalezi un foarte frumos blog de WordPress, care este funcțional, poți posta deja articole pe el. În bonusul următor, vezi, personalitatea alfa, așa arată, da? Sunt mai multe chestii aici așa, pentru că e puțin mai complex și de mai mult timp. Am 3 comentarii noi, 4 spamuri, în total 4500 de comentarii, 115 posturi, articole, da? Bun. Acesta este blogul Step Up Business. În mod normal, tu cu ce ai învățat până acum de la mine în acest bonus, prim bonus pe luna noiembrie, în mod normal va trebui să ai și tu un blog funcțional, da? Care va avea acest panou de administrare și care va arăta așa. Aici sus va fi numele blogului tău, bineînțeles, .com, .ro, .net, ce-ți alegi tu. Da? Și așa va arăta. În bonusul următor, îți va arăta cum să schimbi blogul ca să arate foarte, foarte frumos. Îți mulțumesc pentru atenție și aștept, bineînțeles, feedback-ul tău sau întrebările și nelămuririle pe care le ai ca să reușești să implementezi lucrurile pe care le-ai învățat. Te-am salutat!